este doar o altă lecție la o școală culinară. Totul pare destul de normal, dar sunt câteva noutăți. Jane și Sue au un nou profesor. Este atât de drăguț. Eleva bogată are cu siguranță o șansă cu el. E timpul să se cunoască. Dar se pare că bucătarul nu este foarte romantic. Toată lumea să-și pună șorțul. Trebuie să supraviețuiești în această bucătărie. La treabă! Ce bucătar dur! Cum să nu te îndrăgostești de el? Imediat vrei să-i gătești ceva gustos. Principalul secret al bucătarului este un șorț curat. Elevii vor trebui să învețe asta pe propria piele. Dar profesorul nu pare să-și urmeze propria regulă. Cine știa că bătăriile de gătit pot fi atât de agresive? Cineva se poate răni. Oh, Doamne! Ce accidentare! Din fericire, era doar ketchup. Elevii nu trebuie să știe asta. Ce șorțuri vor pregăti Sue și Jay? E de necrezut. Acesta este un look de $1.000.000. Ar fi păcat să se murdărească. Asta spre deosebire de șorțul lui Sue. Încă un curs la colegiul culinar. Dar este atât de greu să-l asculți pe profesor când ești îndrăgostită. Sau când visezi la o nouă manicură. Uite acolo o idee. De ce să nu mergi la un salon de frumusețare și să lași un prieten în locul tău? E timpul să plec. Se pare că planul a funcționat. Hei, nu semeni cu Jane. Dar e mai bine să nu vorbim despre asta. Profesorul a observat ceva. Dar se pare că bucătarului îi plac bijuteriile scumpe. Acest profesor este atât de drăguț. Este timpul să vedem cum dau elevii brânza pentru paste prin răzătoare. Sue se descurcă grozav. Iar Nick nu prea. O, bine. Jane este gata să se întoarcă la curs. E timpul să fug. Nu e o idee bună să gătești cu o manicură nouă. Eleva săracă a făcut deja paste delicioase. Iar cea bogată sugerează că ar fi bine să nu mai mâncăm atât de mulți carbohidrați. Trucul nu a funcționat. Eleva săracă câștigă din nou. Ce pahar de cocktail superb! Dar ceva lipsește. Sigur, căpșuni. Oh! Se pare că e timpul să te trezești. Nu există cocktailuri la școală, dar poți găsi mereu câteva căpșuni și va trebui să o taie frumos. Imaginația lui Sue este, de asemenea, săracă. Ce vis! Dar cui îi pasă când un maestru bucătar frumos este cu tine? Ce drăguț! Dar profesorul nu este un fan. Nu-ți mai îmbrățișa rucsacul! Trebuie să înveți! Este adevărat! Cum să te poți concentra la învățat când te gândești la iubire? Ei bine, studenți, obiectivul vostru astăzi este un burger. Ei vor trebui să-l facă din multe ingrediente. Cum se vor descurca studenta bogată și cea săracă? Sue este gata de luptă și Jane nu este deloc îngrijorată. Ei bine, ce avem aici? Este o rețetă simplă. Chifle, sos, niște salată. Se pare că asta e tot. Oh, nu! Jane bogata are mult mai multe șanse de a câștiga. Are o farfurie întreagă de chiftele. Burgerul vegan al lui Sue nu are nicio șansă. Profesorului îi place acest mare, mare Big Mac. Sue i-a pregătit un cadou profesorului. Maestrul bucătar cu siguranță îl va aprecia. Să facem aluat de turtă dulce și să tăiem litere din el. Coaceți fursecurile și decorațiile cu glazură colorată. Gustările în forme de litere sunt gata. Ce-i asta? Oh, bucătarul crede că este un joc de societate.
Oh, nu! Nu asta a vrut să spună Su! Se pare că va trebui să schimbe strategia. Dar Su a pierdut cu siguranță. De ce bucătarii nu înțeleg indiciile? Jane are o idee mai bună. Ce zici de un PlayStation? Este mult mai interesant decât prăjiturile. Se pare că Su are parte de o lecție individuală, dar Jane nu va renunța fără luptă. Este timpul să distragă atenția profesorului și să-și sărbătorească în sfârșit victoria. Puneți dolari într-o folie protectoare. Tăiați folia după dimensiunea unei bagnote și lipiți marginile cu un fier de călcat. Faceți o panglică din dolari și lipiți-o pe o rolă de carton. Tăiați o deschidere pentru bani în interiorul unui tort. Puneți un pai de plastic înăuntru. Închideți prăjitura pușculiță și acoperiți-o cu cremă. Decorați desertul cu aur comestibil. Gata! Ce petrecere! Este timpul să ciocnim un pahar pentru sărbătorită. Wow! Ce cadou! E așa o surpriză! Iată, Su nici nu putea visa la așa ceva. Și Jane nu se satură niciodată de cheltuit bani. Cu toate acestea, nu poți cumpăra talent cu ei. O nouă provocare pentru viitorii bucătari este un banana split. Elevul care îl va face pe cel mai bun va deveni ajutor de bucătar. Să începem! Su este pe deplin pregătită. Jane este atât de neatentă. Liniștește-te! Puneți bile de înghețată și jumătăți de banane pe o farfurie. Decorați-le cu frișcă, alune și sirop de căpșuni. Adăugați inimioare și căpșuni de la conservă. Și este gata! Cum a făcut-o? Eleva săracă a terminat această sarcină foarte repede, dar fata bogată nu renunță așa ușor. Are de 3 ori mai multă înghețată și banane. E ok pentru un desert. Dar profesorul nu este un fan al acestui decor. Se pare că fata săracă a câștigat din nou. Fata bogată încearcă să-și mănânce sentimentele. E timpul să gătim pizza! Ce păcat! Jane are cele mai scumpe ingrediente. Este greu să concurezi cu milionarii. Sunt atât de multe lucruri din care să alegi. Poți scăpa de mâncarea în plus? Au, ce surpriză! Studenta săracă a primit mai multă mâncare. Wow! Iar studenta bogată o tot aruncă. Încă una. Su va folosi totul. Creveți tigru! De asta are nevoie o pizza bogată. Arată bine și această farfurie cu fructe de mare. Ce poate fi mai frumos decât o grămadă de delicatese? Acest fel de mâncare este mortal. Oh, măsline! Le poți folosi pentru designul unghiilor. Dar nu și pentru pizza. Dar Su nu crede asta. Și-ar dori să aibă mai multe măsline. Se pare că rugăciunile ei au primit un răspuns. Cu ingrediente ca acestea, pizza va fi delicioasă. Este timpul să verificăm ce au pregătit. Oh, nu! Această grămadă de fructe de mare nu seamănă deloc cu o pizza. Fata bogată pierde. Iar Su a gătit un fel de mâncare minunat. Ce noroc! Acum își poate sărbători victoria. Hei, fetelor! Este timpul să vă treziți! Cursurile s-au terminat deja! Wow! Bucătarul s-a dovedit a fi de fapt omul de serviciu, iar Su este de fapt bogată! Ce vis! Tipul ăsta nu este atât de drăguț până la urmă!